În această vară, toate drumurile duc la Euro, cel mai așteptat eveniment sportiv al anului. 24 de echipe naționale vor lupta pentru un singur trofeu. Cele mai tari meciuri de la UEFA Euro 2020 din 11 iunie, în direct pe Prime. Bucurați-vă de fotbal! Se anunță o lună incendiară, o lună plină de fotbal, de adrenalină, de emoții și voie bune. Având în vedere că în 2020 nu prea am avut parte de meciuri, de campionate, în această vară vom compensa totul cu Euro 2020. Ce surprize ne așteaptă? Cine este favorita turneului? Vom încerca să aflăm de la Dragoș Bocanaciu, unul dintre cei mai buni comentatori sportivi de la noi, din țară și nu doar. Salutare! Bună ziua! Ce să vă spun? Din punctul meu de vedere este un campionat european care a fost foarte așteptat de toată lumea. Și asta pentru că știm cu toții Euro 2020 care se joacă în Euro 2021 pentru că a fost această pandemie și această problemă legată de virus, de COVID, care ne-a cam dat peste cap viețile în general, nu numai competițiile sportive și ceea ce ne propuneam fiecare. Da, este într-adevăr un campionat european foarte așteptat și care, din punctul meu de vedere, va fi extraordinar de spectaculos. Cred că mari favorite nu avem. Bine, cu excepția favoritelor eterne, care sunt la fiecare început de turneu final. Franța, Italia! Exact. De fiecare dată. Ce cred eu este că de această dată nu vom avea mari surprize. Deci nu cred că vom avea o câștigătoare, hai să spunem, gen cum a fost Grecia sau cum a fost poate chiar și Portugalia. Nu, cred că vom avea o câștigătoare tot din rândul țărilor mari și țărilor puternice, pentru că acolo, în general, sunt fotbaliști de calitate, cei care vor reuși ca să se ridice la nivelul acestei competiții. Dar, nu știu, poate Italia, poate Germania, poate Franța, nu știu, n-aș paria, sincer să fiu, din acest moment, pe o câștigătoare certă. Așa, îmi dau seama că jobul de comentator fotbal este unul dintre cel mai visat job în viziunea băieților care adoră fotbalul. Dar este un job destul de greu, exact ce vedem noi. Exact același lucru îl vedeți și dumneavoastră la un ecran la fel și trebuie în același timp să transmiteți energia și viteza jocului. Aveți un moment în care vă amintiți cât de greu a fost să comentați un anumit joc? Întotdeauna este greu să comentezi un meci de fotbal, dar dacă te pregătești, dacă ai timp să-ți faci, să scoți echipele, să știi despre fiecare jucător sau în fine, ai norocul să ai cu un meci de fotbal între două echipe foarte cunoscute, atunci deja lucrurile devin mai simple. Pentru mine fiecare meci de fotbal comentat este un meci care îți pune, reprezintă o provocare. Nu știu dacă am avut meciuri bune sau meciuri rele. Știu că am avut meciuri în care am comis greșeli, că a greși este omenesc, și meciuri în care poate că mi-aș fi dorit ca să spun într-un anumit moment un alt cuvânt sau o altă propoziție decât am făcut-o. Da, e cea mai frumoasă meserie din lume, pentru că faci ceea ce îți place, comentezi un sport extraordinar și culmea, există niște oameni care te plătesc pentru chestia asta. Așa, jucați fotbal sau doar îl comentați, doar îl priviți? Am jucat fotbal până în urmă cu câțiva ani, când am făcut o ruptură musculară și de atunci, sincer, n-am mai avut ocazia să joc. Dar am jucat fotbal. Ca orice băiat de pe planeta asta, e logic că am dat cu piciorul într-o minge. E greu atunci când aveți o echipă favorită? Totuși, da, simt eu că inima e pentru o echipă, pentru o țară sau pentru un club. Este greu, într-adevăr, dar meseria de comentator îți impune ca în timpul comentariului să nu ai partipriuri, să nu
să nu fii așa un pic orb în ceea ce înseamnă comentariul sportiv. Eu, de pildă, sunt fan Liverpool, sunt fan Anglia, dar dacă Anglia nu va juca absolut nimic la acest campionat european, cu certitudine că nu o să... nu o să țin cu ei, sau în fine, nu o să mă afecteze acest lucru comentariul meu. Așa. Câte secunde durează un gol de-al dumneavoastră? În cazul meu foarte puțin, pentru că nu am niciodată intenția să intru în competiție cu Ilie Dobre. Ne bucurăm foarte mult, îmi dau seama că abia așteptați să înceapă spectacolul și în fiecare seară pe Prime o să puteți vedea meciurile comentate de cei mai buni de-ai noștri și nu doar. Deja puteți să începeți să faceți pariurile în casa voastră în legătură cu cine va fi campioana europeană în acest an. Ținem pumnii pentru echipele preferate, ținem pumnii pentru spectacolul fotbalului care începe în curând. Glorioasa armata semilunei e gata să cucerească orașul etern Roma. Turcia-Italia, primul duel de la Euro 2020. Vineri, 11 iunie, de la ora 22:00, în direct pe Prime.